Ordonanța de urgență care a decis alegerea președinților de consilii județene prin vot uninominal strică socotelile opoziției, consideră deputatul sălășan Liviu Balint. În opinia sa, PNL și Alianța USR Plus, după rezultatele bune de la europarlamentare, se vedeau deja desemnând președinții de consilii județene. Invitat în emisiunea Necenzurat la Sălășanul TV, deputatul PSD Liviu Balint a vorbit despre felul în care alegerea președinților de consilii județene prin vot nominal ar strica socotelile partidelor din opoziție. Deputatul consideră că revenirea la această formă de desemnare a președinților consiliilor județene este o măsură benefică. Din punctul meu de vedere, este un lucru bun, deoarece prin acest vot acordat de cetățeni, da, își asumă și președintele Consiliului Județean acel vot și este mai responsabil. Este reprezentat de mai multe voturi ale cetățenilor. Deci este mai reprezentativ. Exact cum este ales primarul cu votul direct, tot așa trebuie să fie ales și președintele Consiliului Județean. Cum este ales președintele României prin vot, votul direct exact, al cetățenilor. Da, așa trebuie să fie și președintele Consiliului Județean. Foarte puțini dintre cei care și-au făcut unele calcule, orice atacuri și orice reproșuri are unora, mă refer aici și chiar la organizația PNL Sălaj, făcându-și ei niște calcule după ultimele alegeri, cele de la europarlamentare, punând rezultatul PNL și rezultatul USR Plus, se gândeau că imediat vor putea face o majoritate și la alegerile locale din 2020, la negocieri directe, își pot pune unii sau alții președintele Consiliului Județean. Deci organizația PNL Sălaj și probabil și USR Plus Sălaj sunt supărați. Dar foarte... S-au stricat niște calcule, niște socoteli. Da, da, stric pe, vorbesc pe județul Sălaj. Dar haideți să vorbim de județele limitrofe. Cluj-Napoca, da, unde domină PNL-ul și chiar și USR-ul, nu își fac probleme, chiar îi avantajează acest lucru. Nu am văzut niște reacții din partea domnului Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, că nu ar fi de acord. Chiar foarte mulți președinți de consilii județene aparținând PNL au făcut o adresă către președintele asociațiilor aleșilor locale ale președinților Consiliului Județean, unde este domnul Oprișan, că susțin această variantă. Ca să nu mai vorbim de județele, v-am spus, învecinate. Bihor. La Bihor deja am auzit variante cum că domnul primar al municipiului Oradea va fi candidatul pentru președinția Consiliului Județean Bihor și va ieși câștigător fără nicio problemă din prima.